Dragi prieteni, onorat auditoriu, dragi rude, că am aici copiii și nepoții. Cu deosebită bucurie vă prezint acest dicționar enciclopedic Eminescu, la care am lucrat mai mulți ani. L-am utilizat însă în ultimele luni, în ultimul an. Conceptul îmi aparține, dar dincolo de posibilul sau inevitabilul element subiectiv, am căutat să respect absolut tot ce ar trebui să conțină un dicționar enciclopedic. Deci analiza operii, biografie, receptare națională și universală, Eminescu în arte, în cinematografie, în artele vizuale, în filatelie, în medalistică, Eminescu analizat absolut integral. Am în vedere 430 de poezii cu analize care mă aparțin, 100 de mari personalități pe care Eminescu le citează în fragmentariu, deci în conspectele lui studențești și în publicistică. Bineînțeles, și activitatea lui la timpul, absolut tot ce se-l privește pe Eminescu în context național și universal. Cartea se deschide cu un moto care aparține lui Ion Luca Caragiale, Caragiale care spune o chestie esențială, că națiunea română poate să piară. Nu poate să piară însă Eminescu, opera lui Eminescu. Absolut tulburătoare spusă, am pus-o aici. Și din tuturor archeze, zice, să se vorbească despre Eminescu cât mai des și fiindcă este o datorie, este unul din titori și zilitori, de ce să fim reticenți mai mare decât ceilalți, decât noi. Am lansat dicționarul la Congresul Mondial al Eminescologilor, la Chișinău, care a avut loc sub egida Academiei Române și Academiei de la Chișinău, o variantă așa incipientă, aici este deja o variantă aproape de finish. Urmează ca editorul meu, unde este el, Nicolae Muțanu, să ne facă și copertă tare și supracopertă. Aici au fost aduse doar 20 de exemplare, garajul urmează să apară. Am dat rezumate în mai multe limbi, rezumat, bineînțeles, în germană, fiindcă a fost a doua limbă a lui Eminescu. Puțină lume știe că el a scris și în germană poezii, scrisoarea întâi a scris-o și în germană. În franceză, în engleză, și am constatat, cu toate că și că Eminescu zice că nu se știe dacă Eminescu a cunoscut engleză, a cunoscut. El a tradus Timon din Atena din engleză. Și dicționarul de economie politică pe care l-a elaborat când era redactor la Timon, l-a elaborat pe bază de texte engleze. Deci cunoștea și engleză. Franceza, e clar că a corespondat și cu Veronica Mitre în franceză, în spaniolă, în rusă, italiană și când am văzut aceste rezumate, am constatat că Eminescu cunoștea toate aceste lucruri.
ca să nu lungesc mult, mulțumesc editurii. Cred că în discologie o să salute această carte, să-l convins. Mai urmează încă să mă uit dacă nu sunt încurcate paginile, dacă nu mai sunt greșeli. Și să așteptăm deja ediția definitivă, care ar putea să fie prezentată chiar la Congresul Sfântului. Câteva cuvinte despre colegul Nicolae Darbișa, destins cărturar, așa cum a spus și domnul profesor, și romancier de data aceasta, cu un best-seller. Romanul se citește în toate localitățile românești, în școli, am văzut și dramatizări. Este un roman care vorbește despre drama Basarabenilor, episodul tragic al deportării, dar care este și un roman existențial, este un roman despre existența umană, despre destinul uman. Să-l felicităm și cu această ocazie, domnul Hătunicean, felicitări!